Salutare și bine v-am regăsit la un nou video de aici, printre ardei și vinete. Ce credeți că o să facem astăzi? Încercăm să facem toate ingredientele pentru zacuscă. Și ce o să mai iasă în plus, mai punem la congelator. Aici anucele își așteaptă clienții. Ia uitați-le cum stau, mai sunt încă de cules, nu s-a stea toate. Da, o să încerc astăzi să coc ardei grași, capia, gogoșarii, vinetele și nu în ultimul rând, ia uitați ce am eu aici. Ce am eu aici în copac? Am pește, da? Asta este pește de purcel. Glumesc, bineînțeles, doi mușchiuleți de porc. Așa, și aici am un somon de Atlantic, care își așteaptă meseriașul să-l prepare, adică pe mine, pe Mihaiță. O să-l fac crud uscat, scurs, un pic de fum o să-i dau, mușchiuleță o să fie doar crud uscat. Ia să dau eu bucățica asta jos de aici, de mușchiuleț, dintre asta. Ia să văd eu dacă prind eu aici ca lumea. Ia uitați-o cum se vede. Când începe să se răcească afară, este deliciul nostru. Deci mușchiuleț crud uscat. Asta așa trebuie să arate cât are acum. Cred că dacă are 4 sau 5 zile de când a fost ca ăla care vi l-am arătat înainte. Îi pe terminate. Așa că aproape săptămânal fac câte doi mușchiuleți dintre ăștia, dar stați aproape. Stați aproape ca să vedeți cum o să-l prepar. Ia să-l pun eu la loc pe ăsta și să mergem să preparăm ingredientele astea, nu? Hai la pește, hai la pește! Pește de purcel, pește de purcel! Haideți, doamna, să vă arăt cum prepară mușchiuletul ăsta crud uscat. Haideți încoace! Cred că mai reușește să mai stea aici puțin somon, acolo nu-i surupi gâtul de tot. Avem nevoie două bucăți mușchiuleți de porc, avem nevoie sare grunjoasă, avem nevoie de zahăr brun. La astea două bucăți de mușchiuleț, un kilogram și un kilogram este suficient. Mai putem pune un pic de cimbru și eventual un pic de piper. Dar opțional, astea sunt ingrediente care fiecare și le pun după cum dorește. Acum, e să dau eu mușchiuleță să-i pun un pic aici deoparte. Am să pun aici zahărul cu sarea. Se poate folosi și zahăr alb, nu e nicio problemă, dar asta e o leacă mai de și culoare bună și gust și este din trestii de zahăr, da? Adică despre ce vorbim aici. Asta și sare din Marea Caspică, nu din Marea Egeie, nici Mediterană. A, uite așa, amestecăm aici. Bun, ia să punem aici și un praf de cimbru. Un praf de cimbru, ia să vedem. Așa. Punem și un pic de piper. Opa, că bate vântul. Suntem în natură aici. În natura rebelă. Da? Uite așa. Amestecăm frumos. Așa. Lăsăm un pat de sare în partea de jos cu zahăr, cu toate ingredientele astea. Punem frumos mușchiulețul. Îi dăm pe el, îl tapetăm aici, încât să fie aproape acoperit peste tot. Deci cu ochii la somonul ăla, să nu se rupă și să cadă jos și pisicile sau să se murdărească pe pământ. Așa, punem și ăsta al de-al doilea mușchiuleț. Frumos, să-l acoperim și pe ăsta aici. Ei, să vedeți, să încercați rețeta asta,
cât e de simplă, cât e de ușor și o să vedeți, nici nu se sărează, nici nu se îndulcește mușchiulețul. Eh, cu timpul să mai pune pe el când se umezește. Eh, și acum nu avem decât să dăm undeva la răcoare. Hai că aici e mai mult, mai dau și pe jos, n-are nimic. Nu avem decât să-l dăm undeva la răcoare și să așteptăm și o să vedeți cât lichid lasă, cum scoate apa din mușchi. Bun, deci cu asta am terminat, așteptăm să treacă timpul. Ați văzut cum e produsul final, dar o să vi-l arăt, nu e nicio problemă. Gata, ăsta la răcoare, trecem de acum la somon. Ia să te văd eu. Ce ai făcut tu prin Atlantic? Asta e din Norvegia, nu e din Suedia, de la prietenul nostru Andrei. Andrei, să ne trimiți, uite așa, somon dintre ăsta, ia. Prins de tine, cum ai spus. Când venim la tine, să ne duci pe noi în Norvegia, la somon. Să știi că venim. Așa, pentru ăsta avem nevoie. Să-i dăm de aici frumos, să-l decapităm, cum s-ar spune. Să-i dăm de aici capul jos, ăsta o să meargă la o ciorviță de pește. Punem așa în castronel aici. Ei, acum o să fim nevoiți să îl filetăm, nu? Ia să vedem noi aici dacă ai învățat tu cum se filetează. Ia să vedem așa. Eh, un fileu l-am scos. Așa. Acum, întoarcem partea asta, să facem și asta. Sau mai la margine aici. Ia să vedem noi, aici mai trebuie o leacă. Nu a ajuns partea aia cuțitul. Nu a ajuns acolo. N-are nimic. A, eu sunt mie, eu îl scot de pe oase din prima aia. Uite, îi scot oasele de aici. A. Uite așa, am scos așa două fileu, ăsta îl facem uite așa bucățele și o să meargă la o ciorbiță, nu le aruncăm nimic. Uite așa, acolo alături de cap. Uite așa, uite așa, ieși și o ciorbiță din el. Acum, să curăț un pic aici. Păi eu să mai vedeți că mai sunt niște oase. E, aici e așa un pic de atenție. Ușor. E, nu fac eu în fiecare zi treaba asta, dar nu mor de foame, să știți. Ideea este că trebuie scos. A, uite-mi. Mai mult, mult să mai mult trasă. Aici așa, ca să fie, să rămână fără oasă, ca să nu ni rămână prin cavitatea bucală, ca să nu zic prin gură. Așa, astea... Băi, pisică, unde ești? E, ia-te aici, ia, negruș, ia, ia vezi, îți place somonul? Hai, ia vezi dacă îți place. Îți place? Așa, ia să vedem pe aici, pe unii mai sunt, aici trebuie să scoatem... Să scoatem tot frumos. Așa. Ei, uite, aici sunt 30 ceva de oase. Aici trebuie o pensetă. Ia să vedem dacă reușesc cu mâna să scot. Uite, ia să le punem aici, să vedem câte sunt. Așa, 1. Aia că mi-ai zis descurcă cu șoampile astea lui de mâini, muncite, tăiete, chinuite pe la desfă cap porumb, pe la cules struguri. Dar asta e viața. Ești la țară, trebuie să muncești, n-ai ce faci. Dar să reapară. Fac eu mândit doctor imediat, în 2-3 săptămâni nu o să pune problema. Uite așa, trebuie să scoatem toate oasele aia. Cei care fac asta permanent, am și eu piensă prin casă, da? Da, mai milieni. Ai, uite, le scot așa frumos. Ideea este că nu a fost piensă de când a apărut somonul și de când se mănâncă pe fața pământului, așa că... Uite, ce frumos le scot pe toate. Deci, așa voi face până... Ia să vedem noi. Ia uite-le, uite ce frumos iese, ia. Uite. Rămâne o carne, ei, mi-aiți unii ești, te-ai pierdut. Așa, ia să vedem. Uite așa. Nu știu câte sunt, nu le-am numărat, dar chiar la cealaltă piesă am să le numesc. Știam, cred că vreo 30. Ia să mai vedem. Scoatem așa frumos toate.
Faci atâtea mișcări, mi-ai țâșniți kilometrează mișcările astea dintr-o parte în alta. Așa, ia să mai vedem. Cred că cam atât. Nu este? Nu mai este. Nu, e gata. Așa. O să trebuie să-i dau un pic de aici, pe partea asta, să-i o dau jos de aici. Uite așa. Să merge tot acolo la ciorbiță. Așa, să facem niște filieuri ca oameni. Bun, așa. Ia să văd eu dacă reușesc să dau eu pielița asta jos, că nu este aspectoasă aici. E cam îndămână pentru că mă încurcă și camera mamă și să zic și eu, dacă nu știu să fac, trebuie să zic că cumva trebuie să dau cineva vina. Așa, ia să scot și asta de aici, ca să știe cât de cât, așa frumos. Cam așa trebuie să arate fileul. Ăsta îl dăm deoparte, pe ăsta îl punem aici pe masa de lucru și o să procedăm la fel. N-are rost să vă mai arăt, o să vă arăt când o să pun și ingredientele aici ca să poată să tragă apa, să se matureze, să se prepare, să fie bun de consum. După ce am scos toate oasele, am făcut fileurile frumos. Facem aici un pat. Să dau eu asta aproape aici. Așa, facem un pat aici de sare cu zahăr. Să se acopere bine. Așa. Și încă una. Nu e suficient. Bun, ia să vedem aici un pic de cimbru. Piper. Trântim și piper aici. Așa, acum. Amestecăm bine. Ia să-i facem un loc la un fileu dintre asta. Pac, l-am pus. Fără milă, punem aici pe el ingredientele secrete pe care le-ați văzut, de asta nici nu sunt secrete. Dăm un pic într-o parte ca să avem cu ce acoperi. Punem aici, pac, îl luăm și pe ăsta-alt. Așa, bun. Uite așa. De acum, ce să-i urăm? Ședere plăcută aici, la răcoare, două zile, la scurs după aia și la un pic de fum, dar fum rece. Să vedeți. Stați aproape că nu o să vă pară rău. Și unde credeți că o să coacă ardeii și cu vinetele? Decât aici, la livada cu struț. Ia uitați peisajul ăsta de toamnă, iarnă deja. În mașină trăgăni pe aici oalele. Frunzele au făcut un covor superb. Pe aici, pe între stupi, pe sub copaci. Și nu mai așteaptă, numai doar în castani. Numai prin castani mai sunt frunze. Cred că și ceva fructe. Albinuțile stau liniștite, ieri au zburat că au fost vreo 18 grade. Acum eu o să încerc să văd să îmi montez pe aici pe undeva pe lângă struț, să montez cortul de campanii, tot carabalâcul, și să
fac focul și, cum am zis, să coacem ce avem de copt. Copii, ce fac copii? Hai că facem o leacă de gimnastică. Găscuțile aici stau și ele liniștite. Hai să-i dăm drumul la treabă, pentru că timpul trece și vine iarna. Ia uitați-ți cât-ți de bucuroși că am venit. Copii, ce faceți voi? Sunteți bucuroși că am venit aici? Uite, aveți aici lumina aprinsă. Aveți aici gardul electric pus în funcțiune. Hai, facem un pic de gimnastică? Hai la deal, hai copii. Hai, haide să fugim, hai. Haide mă. Hai, nu fugim. Hai, vii foame? Să vă dau mâncărică? Haide. Hai, nu fugiți mai tare decât mine, nu? Ha. Da? Sunteți bucuroși că am venit aici? Opa, dar ce mare ați crescut voi și înalți, uite. Uite, a rămas gardul mic față de voi, ia. Dar bate vântul tare. Cum o să coacem noi ardeia astăzi? Uite ce fac pienile pe voi, ia. Acum s-a stârnit vântul. Când am plecat de acasă era soare și frumos. Ce facem noi? Cum coacem noi ardeia? Scuvinetele, ia? Nu-i coacem? Hai că vedem noi. Hai să vă dau mâncărică, hai. Hai, copii. Așa, bravo, hai. Viteză, hai. Hai, copii, hai. Hai, fugim o leacă, ce facem? Hai! Hai, viteză-mă așa! Hai, copii, hai! Hai! Hai, de-mă la deal, hai! Așa, viteză! Super, așa, bravo, hai! Hai, copii, hai! Așa, viteză-mă! Doamne, cât ești de bucuroș! Hai, la deal, hai! Așa! Hai, copii, hai! Hai, bravo, hai! Ce viteză bagă! Hai, copii, hai la deal, hai! Hai! Așa, mă, fientosule, mă! Șmecherile! Hai, copii, hai! Hai, viteză! Hai! Hai, copii, hai! Hai, doamne, și le place! Când nu vin aici, stau supărat, mă uit pe cameră la ei și nu sunt așa de supărat. Cum vin aici, acum ai și fente, fac și aleargă. Hai, copii! Hai, bravo! Hai, copii, hai! Așa! Hai, dansăm? Hă, mai alergăm, hai, mai facem un pic de încălzire. Hai, și după aia dansăm. Hai, fugi și tot! Fugi, mă! Doamne, și viteză fac! Hai, da, și s-o strânit vremea asta, pati vântul. Hai, copii, hai! Așa, bravo! Hai, gata, dansăm acum, așa, hai, gata, dansăm acum, hai, dansăm, nu mai alergăm. Hai că v-ați obosit, hai, gata, așa, dansăm, opa! Hai, facem aici așa figurini, hai, bravo, hai, dansăm acum, hai! Hai, așa, bravo, hai, copii, hai! Hai, sunteți mari de acum, uite ce timp foi în pieni, ia! Poate îmi strâște camera. Bravo, copii, gata. Hai să vă dau apă, să vă dau mâncărică. Bravo, am făcut înviorarea de dimineață, da? Bine, hai. Văd că apă au aici. Ei, găgăitoarilor, ce faceți? A? Care-i treaba? Ce faceți voi? Să vă dau drumul? Da? Aha, gagaga, mama. Hai să vă dau drumul. Ha? Hai, dați-i drumul și voi la zbor. Hai, la deal vă duceți? Hai, ia să văd, hai, un pic de zbor, hai! Haide, mă! Hai! Aveți apă acolo?
Hai, zburați un pic, hai! Ia să văd eu, mă, ce mai aveți voi aici într-o acasă? Au mai rămas un pic de furaj și câteva bobi din porumb. Ia să vă mai dau, ia. Ia să vă mâncați porumb. Așteptați floarea soarelui, ia. Ia, ia să văd. Aha. Uite așa, ia să vă împrăștie și pe tot. Ia. E mai bună floarea soarelui, nu? Ai, dar e grasă, nu prea multă. Lasă că eu n-am timp să vă iau șuroturi și alte chestii. Mâncați voi natural de aici, că în sălbaticii nu vă scoate nimeni grăsimea nici din floarea soarelui, nici din soia. Mâncați și puteți și găsiți și vă place. Nu? A, uite așa. Ia să-l dau și floarea asta. Asta s-o pun aici toată. Opa, așa. Vă place? Hai, mâncați acum. Hai că mă duc să vă aduc și... Aoleu, dar o căzut porumb de acolo. O căzut de sus de aici porumb, cred că. Da, am să mă urc să-l... Am să-l dau înapoi. Deci vă place până la urmă. Și porumbul, boabie, nu măcinate. Ai tu ce vrei, vrei telefon? Hai să mă duc să vă aduc și trifoieș. Acum mă duc. Hai, zburați o leacă și faceți. Hai, sau mergeți ca să aducem... Mergeți cu mine să aducem trifoi la struțachii? La prietenii voștri? Tu ce faci, mă, te dai la mine? Susi? Mai aveți apă acolo sau să vă scot niște apă? Hai să vă scot niște apă, hai. Hai, veniți încoace. Dar e limpede, că le-am pus aseară. A, nu, au apă aici. Aveți apă aici, mă, ce mai vreți? Ha! Ha, ha! Uhohoho! Așa, ha? Unii vrei să pleci? În țările calde? Lasă că e cald și aici la noi. Hai, hai să aducem lucernă. Hai după mine, hai. Hai, veniți încoace, hai. Hai. Încă mai este pe aici trifoiaș verde. Cât o mai fi cald așa. Și cu toate că o înghețat în câteva dimineți. A fost minus 2-3 grade. Trifoiul văd că încă se mai păstrează. Mai dăm câte un pic de masă, adică masă verde la struțache. Nu mai pot să mai zic la puișori acum, că sunt cam mărișori de acum. Am costit de asară, ia să o pun pe asta, de găștirea. Deci nu pot să fac nimic, ele sunt după mine permanente. Ia uitați-le cum vine. Hai, hai veniți încoace, hai. Vreți să mă ajutați, nu? Hai. Hai frumoaselor, veniți încoace. Care-i treaba? Nu mâncați un pic de trifoi verde? Hai cu mine, hai! Ia să le vedeți acolo și hai! Haide, mă! Ia să le auzeți acolo cum e. Hai! Haide! Ia că iară să răstorna cu roaba cu trifoieș. Ia. Hai, fetele, așa. Hai, bravo, hai să mergem să-i dăm trifoieș. Hai că voi puteți mânca de aici, e încă nu slobos ca voi, hai.
Hai să-i dăm trifoi. Hai! Care-i treaba? Ați văzut că am venit cu trifoiul? Ha? Ia să vedem noi care-i treaba acum. Ia! Ia! Ia, mă, vă place? Vă place, nu? Vă place. Ia! Ia, 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 ia! Ia! Da, hai că la alegeți voi numai pe ăla care vă place vouă crud. Hai, ăla verde. Da, vă pun în spate, ia. Mâncați așa din spate, de la unul, de la altul, ia. Uite așa vă pun, ia. Uite așa, ia. Uite, ca să aveți iesle, ai spus să spun și să iei. Da, uite așa, ia. E bun așa? Uite așa vă pun, ia. Ia și pun și la ăsta. Da, ca să nu vă mai aplecați, vă pun la fiecare. Mâncați unul de la altul. Hai, da jos. Da, îți spun și să iei, mă. Ha, care-i treaba? Da. Uite, unul de la altul, uite cum mănâncă ea. Așa. Voi? A. A. Așa. Bravo. Uite, mâncați unul de la altul, ea, cu gura plină, ea. Cu gura plină mâncați, ea. Hai să vi-l dau, vă dau toată roaba asta aici. Că aveți timp astăzi, poți să ciubuliți și să alegeți de aici. Să-l sortați voi. Hai, cam greu mă descurc, dar nu e imposibil, nimic nu e imposibil. Hai, da, uite așa e. Așa, să dăm și asta verde tot. Așa. Bun. Ia să văd eu de aici pe gard. Să dau un pic și de aici. Da, era să mă curentez acum. Da. Da, uite așa, am strâns tot. Cu voi am cam terminat, dar problema e în felul următor. Ia uitați cum bate vântul. Acasă era soare și frumos. Am zis că vin aici să fac focul la grătare și să coc ardeii cu vinetele. Acum nu știu, am să încerc să văd. Dar dacă bate vântul așa, aici mi-e imposibil. N-am nici un pic de dos. Acolo la rulote, la vale. Nu, e mai tare curentul. Nu știu, să vedem ce o să fac. Pentru că ori ard, ori nu se coc, ori mi-a toată temperatura vântul. Să văd cum o să se schimbe vremea următorul sfert de oră. Dacă nu, merg acasă, că acolo acasă între case, la sată e altă treabă, nu-i ca aici în câmp curent și bate vântul. Era să uit de iepurile. Iepurile, ce faci, iepurile? Iepurile, ce faci tu? Iepurile, hai, vine încoace. Vine încoace. Băi, grăsanii. Grăsanii. Mai ai apă? Da, tu bei aloie, da? Tu ce faci frumoasă? Negroteiule, ce faci? Ha? Tu ce faci? Ce ai acolo? Ai miere? Ai porumb? Ce să-ți aduc eu ție? Hai să-i dau un pic de lucernă. Trifoiul nu prea le place la iepuraș, așa că le dau lucernă dintre asta. Au apă la discreție, miere și porumb știuleț. Uite așa. Ia de aici așa lucernă. Ia să le dau la fiecare. Tu ce faci, mă, prichindelul? Asta e mai sperios. Așa, hai să-ți dau și ție. Thank you.
vine și voi, o să putem. După cum vedeți, am aprins amândouă focurile, dar bate vântul tare. Trebuie, cred că, să fac un pic de paravan, să aduc, cred că, două coli de USB, să fac aici cât de cât, pentru că nu se poate. Și în altă zi nici n-am când să mai lic, să le mai coc. Toate legumele astea. Bate vântul. Ce să mai, e toamnă spre iarnă, de acum înainte trebuie să fac ce-i face. O să mă duc să aduc două coli de USB și să fac un pic de dos, că altfel ce arde să duce, nu rămân cărbun deloc. Nu știu, voi vedea cum o descurca, asta e viața, Mihaiță, descurcă-te.
Eu în grătar am pus deja vinetele. Aici pocnesc. Am încins focul pe ăsta al grătar. Ia să văd câte vinete mai sunt aici. Să le pun toate, că astea să fac mai greu. Cred că sunt toate astea. Ia să văd. Da, nu mai sunt. Așa, ia. Și acum să punem capia. S-ar fi putut coase și la cuptor sau să faci zacusca cu ardei așa nicopți, dar cum e să zacusca cu niște ardei copți de ăștia și un pic așa afumați aici la grătar, niciodată nu o să iasă cu același gust în altă parte sau cu altă modalitate de a le prepara. Ia să vedem. Sper că chiar pot să vă despun. Oho, chiar așa pe partea asta sunt să facă făruri. Am să le pun și aici deasupra o foală de tablă. Facem treabă, ce să facem? Asta e viața. Ia uitați aici cum merge treaba aia. Cât de frumos fără e aici pe grătar. Până la urmă am făcut un pic de dos aici. Ce să-i faci? Asta e viața. Din coași, uite-le cum sfără ea vinetele. E așa, asta cât e de mare, e întoarsă. Deja început să se moaie, nu mai trebuie multe. Acum fumec aici. Ia. Ești fierb. Ăsta aproape gata, astea care sunt aici mai la dos. Mai la dos, da. Ușor. Am ajutoare aici. Uite. Găscuțele. Da? Mă ajutați voi? Da? Așa? Struțac, eu vine și ei aici așa și să odihnesc. Ei, da, ce să discutăm? A? Te dai la mine, ești gânsac tu? Da? Tu ești gânsac? Ia, și mândru ești tu, ce mândru ești tu. Copiii, ce fac copiii? Voi stați și voi aici, în vânt? Sau stați și vă uitați să vedeți ce fac eu? Ei, am pus paravan acolo, că n-am avut ce face. Asta e treaba. A? Ce faceți voi? Hai, ridicați-vă o leacă sus, nu vă ridicați? Bate vântul tare, uite ce vă face la pienia. Asta este, ce să facem? Eu când am venit de acasă, era soare și frumos. Asta e treaba. Hai, la treabă noi. Am făcut paravanul ăsta, nu prea mai văd ei ce fac aici. Că ei sunt curioși, unde te duci, acolo vin și ei. Unde te duci, acolo vin și ei. Ai, Doamne, ce frumos fierb aici vinetele. Din coace ardeie, ia să văd eu. Aha. Ai să fac și ardeie, altfel cum sfâră. Ia să mai parte și încă nu. Trebuie să mai stea un pic. Aici ca ardeie aproape sunt gata. Și vinetele tot la fel. Am pregătit aici o măsuță din două bucățele dintre astea de scândură ce mi-au rămas de acolo de salcâm. O să le pun frumos aici, o să le tai în două, să se scurgă zeama din ele și după ce se răcoresc, o să le curăț.
venit nevastă la mine să-mi aducă haine și să uite la struțache acum, că ea nu cred că eu mai văzut de o luni de zile, nu mai avut timp să mai vin în coași. Ia să vin și zici. Ei, care-i treaba, doamna? Adică nu ei mai văzut de o luni de zile, așa-i? Da. Cum, cum se prezintă? Uite la înălțimii, eu m-ai crescut, că eu, dacă îi văd în fiecare zi de 2-3 ori, eu am impresia că ei tot misesc. Dar văd că se uite de la înălțimii la tine, a? Da. A? A? Vă recunoaște sau nu? Cam așa, așa. Da, se uite cam... Copii! Ia, aici nu a venit încoace, hai! Uu! Nu mai recunosc, e și îmbracat așa. Ia! Hai! Hai, dar și show-uri au făcut pe aici, și raliuri au făcut când am venit eu. Când mă văd, dacă nu, însă așa de bucuroși, Doamne ferește! Hai, copii, hai! Păi, dar cine le dă mâncare și cine vorbește cu ei și le dă apă? Hai, copii, hai, hai! Hai, veniți încoace! Bate vântul tare! Hai! Ia și eu cum fac și ea, eu cu viteză vin ea și le place lor să ia frână așa. Ia și le flutură penile. A? Care-i treaba? Îi amăgești? Așa, poate e că cu dopul și ala, să vezi că l-a înghit. Ia. Hai că eu cred că ard ardei cu voi. Ah, treaba merge. Am pus un pic aici deasupra ca să, ca să păstreze temperatura. Vinetele, gata, au mai rămas doar una rătăcită acolo. Ia uitați aici, aici ăștia saburesc, am dat câte un praf de sare pe ei, ca să cojească ușor. Așa, ia uitați ce am aici, ia. Ia uitați ce am aici, am avut niște caraș, să fac și un caraș aici pe grătar, nu? Îi curăț acu imediat, le dau un pic de sare. Haide mă și faci niște, gata, eu te-am lăsat ca să îți dai duhul. Și o să fac și câte un caras, câte un caras. Să fac trei caras pentru mie aici. E, dacă mănânc unul suficient, o să duc acasă la soție și lui Leon. Restul. Am curățat și carasii astea trei. Din coace am pus și ardeiul gras. Ia uitați. Ia uitați cât de frumos să fac. Și cum arată și ce gust o să aibă. Eh, acum să crestez carasul, să-i dau un pic de sare și cum am prins un loc liber, cum am prins un loc liber să-l pun să mănâncă, mi-e foame. Eu mai rămas doar cocoșare și am aici doar am două mieri. Eh, și mai sunt doi dintre ăștia capi. Eh, mai îmbârligați așa. Eh, treaba merge ușor, încet. Vântul, ia uitați-l cum bate. Ia uitați cum bate vântul. Îi jale, îi jale. Parcă iarnă. Să mă folosesc aici de fundul ăsta, ca să-i zic așa, să-l crestez cât pot eu. Să tăiem de oasele astea Y-urile astea pe spate. Imediat îi dau un praf de sare și bag în grătarul ăsta. Așa o să-i fac după-ți.
arate cam așa. De acum pe grătar. Cam asta au mai rămas aici din tot coșul ăsta. Sunt ultimele serii. Ia uitați aici gogoșare. Aici deja o parte sunt toți. Din coace în oală. Hai Doamne, ia uitați cum aburesc. Că da soarele acum, da. Și ce m-am gândit eu? Carașul aici. Stau și ei la bronzat. Găscuțile sunt aici. Ia uite-le. Aha. Mă spionați, nu? Mă spionați, da? Am zis că dacă tot am să mănânc cu un caras, e să văd, poate mai găsesc niște castani pe aici, pe jos, și să coc câteva aici la grătar, așa. Pe grătar găsesc eu vreo modalitate, caut o tablă, caut o cutie de conservă, ceva, să le pun, văd eu cum fac. Ia să văd, poate reușesc să mai găsesc ceva. Am nedat și furtună s-o stârnit, și o furtună s-o stârnit și asta aici. Asta este o nucă. Asta este o nucă, bagă la buzunar mie aici, ia să văd. Chiar o să mai văd pe aici, nu mai, opa. Ai, Doamne, dar și țăt mă iau. Măcar vreo 10-15, dacă găsesc de-astea, îți bun. Ia să văd acolo lumea. Încă două. Tot așa. Aha. Le cam două în celălalt, am zis, fă și eu și câte trei la fiecare inflorescență dintre asta. Dar anul ăsta, uite, au rămas seci. Am găsit câteva, ia să mă uite. Să mă mai uite, mă orientez pe aici. Mă orientez că fug ochii, numai să nu scăp acolo, să nu scăp acolo ardeii, să se ardă. Aha. Astea. Aici și cu ea. Nu, asta e seac, nu. Nu, nu, nu. Ia auzi, ia. Care-i treaba? Să mă mai uit. Mai căzut ele ceva, au fost puțini anul ăsta. Aha. Hai ce două. Tot mai sunt, Doamne, trebuie să vin să caut, să cotrobăiesc pe sub frunze. Trebuie să vin să cotrobăiesc pe sub frunze. Că mai sunt, dar nu se văd. Da. Da, am găsit. Pentru mine eficient. Ia să văd eu. Aha! Aici, astri! Am un loc. Bun. Ia să... Da, acum și le coși. Te văd eu acum cum le coși. Luai eu pe o sârmă ceva, fac eu ceva. Vreo improvizație, n-am să mor de foame. După un caras prăjit o să meargă și câteva castani. Și cred că o să meargă și un par de vin. Da, după ce ajung acasă, asta este. Bun, ia să văd ce fac ardeii. Ia uitați aici cum deja floarea masculină a mieță ăștia deja s-a crescut aproape la toți. Ce mai, ce vreți? Ia uitați aici câte de împodobiți cu floare. Asta este floarea masculină care dă doar polenul. Și se vede, ea de pe luna lui august formează. E frumos să vede pe cerul ăsta albastru, a început să dea un pic soarele, dar bate vântul îngrozitor. Au, uite, drajoanii ăștia de aici, toți trebuie suprimați, toți trebuie tăiați. O groază de treabă. Ce frumos să văd amieță ăștia încărcați. Opați, cred că dacă le dau drumul la sus, cred că-i ciupele ăștia pe toți. Ia să văd eu ce fac aici. Gogoșarii mei. Opa, ia să dau o parte. Aha. Ohoho. Ohoho. Ia. Bun, bravo, am mai pus aici și am resuscitat un pic focul, am mai pus niște cărbuni. Trebuie să fac eu și peștile, nu mă duc eu așa acasă nemâncat, nu? Aici are alt gust la grătar. Ia să văd eu și din coace. Ia să văd eu. Ia să văd eu. Mi-e dat și vântoasă s-o stârnit. Dacă nu puneam aici așa paravanul ăsta, nu cred că făceam nimica. Îmi lua și gogoșare de pe grătar. Uite aici cum sfârâie de frumos ea. Cât de frumos sfârâie. Doamne, și un miros extraordinar. Și-i făcut la foc de lemn tot. Foc de lemn este.
să-i mai las, să-i mai acoperi un pic. Facem aici să se facă saună. Hai să le acopăr și pe ăștia. Da, dar tu cum stai? Ești, tata? Ești în toată de așa, cu cârșă, tu de ce ești? De așa. Bun. Imediat, e gata, imediat, e și carasul, imediat, e gata tot. Auleu, castan, ies să văd ce o să fac. Până la urmă, tai o bucată de tablă de aici și fac pe tablă mică. Am pus și carasul aici pe, uite-l, deja fierbi. Aici castanii deja se rumiesc, am pus câteva luni și am găsit pe jos câteva luni și uitați-l aici. Deja sunt scrăpate. Ia, au și frumos să vede, vede acolo, ia. Ia. Așa. Aici am pus și două umeri și mai sunt și ultimii gogoșari. Mă enervează la gogoșari că au părțile astea și aici cam greu să te să-i întorci, că când pe o parte, când pe alta, da. Asta este, n-ai ce să-i facem. Vrem zacuscă, trebuie să ne chinuim o leacă. Să știm că am făcut zacuscă. Da. Ia aici, și frumos. Și frumos să coc castanele, ia. Uite cum s-au crăpat. Și frumos să văd, ia. Doamne, fierești. Ai, ai, ai. Uite așa, omor de foame, frate, faci focul la marginea pădurii, ai găsit un pumn din castani, ai aprins focul și le-ai mâncat. O salvat de la foame de castani multă lume. Acum nu mai este cazul. Da, s-a aproape gata așa, asta, uitați, e frumos arată, cât e frumos arată. Ai carasul deja s-o... S-a rumenit aproape ars aici, arată bine, arată într-un fel. E focul tare, bate vântul și îl cam, forțează, dar nu-i nimic, arată delicios, un miros, băi leu, criminal. Am luat castanele cu nucile, cu alunile astea de aici, nu mai am răbdare, una am mâncat-o deja, ia uitați-o de puțin, că și frumos. Să curăță. Asta sută e de tare. Doamne, fierești. Dar și cu stau. Am mai făcut acasă fierte, dar nu. Asta făcut așa, e extraordinar. Ia uitați aici. Ia să-i dau.
Mamă, dar ce fier vin. Ah, uitați-le aici. Uitați-le aici cum arată ea. Doamne fierește. Aha. Ia că s-au lină. Vreau să-ți băs pe așa. Nu mai pot vorbi. M-am fript la gură cu castan. Ia să vorbesc cu gura plină. Extraordinar. Ce culos văd, nu știu. Ia să văd. Cum arată miezul. Un gust deosebit. Deosebit. Da, la castanele criminale. Mai te mii carazul ca și mănânc eu castani. Au și frumos să cojesc. O, cum arată. A, uite cum arată aici. O bunătate, domnule. Și mere aici. Merele astea două. Abia aștept să se facă și astea. A, și ca, nu-i problem. Am curățat castanele aici, cât eu mai rămas, care nu le-am băgat în gură, și din alune și din nuci, ia uitați ce bine arată, grătarul ăsta e gol, aici mai sunt doar mierele astea. Aici, în ceaunul ăsta, gogoșar, ia să le văd, în oala asta, altă ardei, carasul îi l-a răcorit aici, așa am zis, să pun repede tot în mașina cu cât îi cald carasul și cu castanele astea și mierele și să mă duc acasă să mâncăm împreună, pentru că dacă stau aici, nu-i frumos din partea mea. Așa că eu vă mulțumesc pentru atenție, cam asta a fost cu pregătirea ingredientelor, că sunt ingrediente toate pentru zacuscă. Carasul ăsta făcut aici la grătar, o mai rămas aici câțiva care i-am zis că o să îi punem cu conopidă. Am făcut și castanii și nuci coapte și mierii coapte. Eu vă mulțumesc pentru atenție, la revedere, să ne vedem cu bine, pa, pa!